podcast, mă vedeți acum, prosopul în cap, dar sunt a Coco, iar, și acum m-a spălat pe păr și, sincer, nu puteam să-mi pun o coroană, nu? Nu puteam să-mi pun o coroană acum pe cap. Așa. Am venit să-mi fac în special rădăcinile, dar să vedeți ce o să apară în părul meu, să vedeți pe parcurs. Ideea este că copilul meu, înainte de a pleca de acasă, mi-a spus că își dorește ca mama lui să aibă o anumită șuviță în păr de o anumită culoare. Am o bănuială cum va ieși, dar vă las să vedeți pe parcurs ce a ieșit. E, începe să vedeți ceva? Începe să vedeți ceva, dar îl vedeți pe Coco în primul rând. Coco, zi-mi care e treaba cu hidratarea. Bun, care este treaba cu hidratarea? Sunt două mari chestii importante pe care trebuie să le ținem cont la păr. Hmm. În primul rând, hidratarea, care este cantitatea de apă din firul de păr, da. Și hrănirea. Uh-huh. Uleiurile, în principiu, nu hidratează, chiar dacă scriu ele acolo că hidratează. Păi îmi hidratează, că mie, când mi-e sete, nu bea ulei. Nu hidratează, exact. Da. Bun. Și atunci hidratarea cum o facem? Cu o mască puternic hidratantă. Uh-huh. Ca să păstrăm acea hidratare în firul de păr, atunci adăugăm ulei de păr sau ser. Am înțeles. Care practic are ca o sigilare. Așa, este ca o sigilare, el sigilează hidratarea și în același timp ajută la hrănire. Uh-huh. Da? Deci automat, după baie, persoanele care au părul aspru, da, uscat, se rupe repede, exact, uh-huh, ca la tine, mască, uh-huh, o mască bună, hidratantă, da, și ser pe păr neapărat. Uh-huh. Și sunt destule de multe variante de seruri, sunt seruri foarte soft, chiar sub formă de spray pe care îl poți da și nu încarcă părul. Păi ia, dă-ne niște exemple concrete. Dă-mi niște exemple concrete. Exemplu concret, concret. Acest ser este un ser de păr spray, uh-huh, pentru firul de păr subțire. Eu sunt fără ochelari, zi-mi ce scrie pe el, că nu văd acum ce scrie. Este serul de la Lorven, este, aha, un produs grecesc, ultra light, cu ulei de argan, vitamina E și F. Aha, înțeles. Doar se pulverizează pe păr și, uh-huh, bun, uscat normal. Da. Ca și mască hidratantă, puteți să folosiți orice mască. Eu o folosesc în principiu pe cea cu silk, tot de la Lorven. Ne vedem. Este o mască cu mătase, mm-hmm, naturală. Am înțeles. Proteine, provitamina B5, da, aloe vera și tu acum pe mine cu ce mai spălat? Momentan am spălat cu un șampon ca să închidem firul de păr, mm-hmm, să sigilăm culoarea și am pus masca aceasta de păr. Exact. Ok, o să vedem. Da. Ce, cum ne cumpărăm din supermarket? Că nu toată lumea, să zicem, merge la salon sau așa, sau chiar poate ca e... să fiu sincer, așa, produsele din supermarket nu vor face niciodată ceea ce fac produsele, mm-hmm, profesionale. Dar pot să zic eu ceva? Când nici toate produsele profesionale nu fac tot ce spun. Da, dacă nu sunt alese corespunzător pentru tipul tău de păr, automat, mm-hmm, nu va face ceea ce va spune. Da? Fiecare produs este, da, creat special pentru o anumită probleme sau pentru un anumit tip de fir de păr. Produsele de la Lorven nu sunt foarte scumpe, nu sunt nici... exemplu. Cât e, de exemplu, masca aia mare? Masca aceea mare este undeva la 69 de lei, are 500 de mililitri. Și sunt saloane care folosesc Lorven? Nu știu să vă spun asta, dar produsele le puteți găsi pe www.studiobc.ro. Ah, deci le găsim acolo. Le găsiți acolo, livrare în toată țara. Pun și eu link în descriere. Exact. Iar un șampon, de exemplu șamponul cu silk, este undeva la 36 de lei. Aha, ok. Hai că ne-am băgat, ceva ne-am băgat în oglindă. Genul, mm-hmm, acesta nu... Am învățat, okay, foarte bine prețurile. Da, foarte bine. Dar pentru detalii... Dar nu-i treaba ta, că tu nu ești vânzătorul. Eu nu sunt vânzător, eu sunt doar trainer, atât. Ok, bun, super. Hai să te facem frumoasă și revenim. Da, bine. Thank you.
O picătură de da. Sep și wow. pe părul uscat. Mamă, ce mișto e! Imagina că se iasă așa! Mai, să știi că e un picut pe la ceafă. Da. Wow! Și nu am avut eu culoarea asta niciodată în păr. Dar mi-am imaginat-o de câteva ori. Că aș putea avea când aveam pistrui mulți pe față. Ideea este să fii deschisă și să te joci. Mm-hmm. Atâta timp cât folosești produsele bune, poți să te da. Joci cu părul, să-l faci cum vrei tu. Am zis că după ce scap de atacurile de panică legate de ăla, de substanța de colorare, o să vin să-mi fac și un blond ăla gri. Nu tot, la vârful. Așa, o chestie, o ceva. Ceva așa, da. Să fie. Te rog, fără frică la mine la decolorare. Da. Mm-hmm. Nu, mie nu de tine mi-e frică. Mie mi-e frică de reacțiile mele. La... Mai și vezi pe aici când încep. Mai păstrez pe aer, mor! Da. Așa fac la pudra de colorant. Încă am încercat și singura acasă, singura. Am zis, hai să văd dacă mi iese mie, mamă. Nu recomand. Păi nu. La nimeni să încerce. Dar și la coafor când am fost, i-am zis, acum dăm jos, că nu mai pot. Ai cum, leșin aici, crăp. Da, cu pudra de colorantă nu iese. Nu știu, a ieșit. Foarte mișto. Deci o să zic că al meu soț. Că copilul a dat, da. Deci asta a cerut Mihai. Copilul a dat comanda. Da, copilul. Listul a executat. Vedem. Soțul a percutat. Am înțeles. Deci, dragile mele, asta e culoarea. Mie personal îmi place foarte mult, deci nu mi-aș putut imagina dacă îmi zicea cineva, băi, fă-te roșcat în frunte, îi spuneam, băi, du-te și te culcă. Nu, imaginam că o să arate atât de bine. Și oricum, în funcție de cum îl porți, va fi alt efect. Adică dacă îl porți da. Pe tot într-o parte sau în cealaltă. Da, și nu arată... Mie știi de ce mi-era frică de portocaliu un pic? Mi-era frică de vulgar. Nu, eu mereu am avut teama asta de a părea vulgară. Uite, de... puneți ochelari da. Să... mereu am avut chestia asta, băi, să nu fiu vulgară. Știi, să nu par... Dar mie mi se pare că este foarte elegant. Da, acum serios și mie la fel. Depinde, fiecare vedem frumosul da. Din punctul nostru de vedere. Poate cine se pare nou frumos, nu li se pare altora. Poate cine se pare nou elegant, nu li se pare altora. Și atunci... Da, uite ce mișto a ieșit. Nici prin cap nu mi-a trecut. Și uite cum se combină cu culoarea asta. Știi? Păi aici... Da, adică asta e... Mintea stilistului. Da. O să fac continuare la acest clip, stai așa că acum eu mă uitam în oglindă, ce toantă sunt, trebuie să o inverse. Așa. Aici s-a întâmplat colorarea, dar o să merg și acasă să mă machiez un pic și apoi o să continui da, filmul, ca să, pun, ca să pun în valoare sigur. Munca ta, așa. Dacă nu astăzi, oricum în altă zi, voi oricum când o să vedeți clipul, o să-l vedeți absolut tot. Și anume cum iei un om care, da, am fost obtuză la această culoare și uite că acum o port. Și am să văd ce machiaj reușesc să-mi fac astfel încât să arăt ok. Vedem ce urmează. Da, asta este culoarea nouă pe care o am acum în păr. Și nu doar culoare nouă, după cum observați, am o șuviță complet nouă, o șuviță pe care pot să o aranjez cum vreau eu, dacă o dau într-o parte, dacă... Mm-hmm. Și asta este opera lui Coco. Again. Pe Coco știți că l-am descoperit anul trecut cu ajutorul unei prietene. Eu fiind o clientă de salon panicată. Am fost la tot felul de saloane, adică am ajuns inclusiv și la stejarii, la celebrul salon Beauty District, așa. Am ajuns la un moment dat la un salon care mi-a plăcut foarte mult, Beauty Boudoir sau nu mai mi-aduc aminte exact cum. Undeva prin zona la Cultei, așa, unde am dat peste cineva tot așa foarte bun profesionist și cu acea scapă, o scapă extraordinar de bună.
Dar, sincer să fiu, prețul care era acolo mi se părea mult prea mult pentru ceea ce, adică dacă aș fi vrut să-mi fac gen o întreținere cum am eu nevoie la o lună jumate, la două luni, totuși mi se părea cam mult. Nu spun că nu erau serviciile foarte bune, erau extraordinar de bune, numai că era un pic peste planul meu financiar, să zic așa, pe care l-am făcut. Nu mă vedeam ducându-mă acolo și lăsând 400 de lei odată la o lună și jumătate, nu mi se părea în regulă. Asta este alegerea mea, deși dacă, cum să zic, serviciile erau foarte bune. Îmi doream și în același timp pe cineva mai flexibil și ca la mofturile mele, ca să o spun așa. Pentru că m-aș fi dus și acolo, că până la urmă 400 de lei să-i dau odată la două luni, nu ar fi fost absolut ok. Era ideea la o lună jumate, la două luni, în fine, că eu cam așa mă vopsesc și acasă. Ideea este că eu am niște sensibilități ale mele și dacă acele sensibilități nu sunt respectate, eu nu mă simt în regulă. Ca atare, poate să fie cel mai bun hairstylist de pe lumea asta, poate să folosească cele mai bune produse, dacă nu are personalitatea și delicatețea la anumite chestii, eu nu mai pot să mă duc, adică mă duc o dată și apoi nu mai merg. De-aia mi s-a întâmplat, am avut prea multe experiențe, tot așa m-am dus ca la pomul lăudat, m-am dus la oameni foarte lăudați sau la saloane extrem de bine comunicate pe piață ca fiind așa nimic de zis, da, sunt de lux asta, dar nu sunt pentru mine și cred că pe mine, până la urmă, experiența asta m-a învățat că nu este suficient ca acel salon sau ca acel serviciu să fie foarte dorit de ceilalți, ci să-mi placă mie. Da? Deci poate să fie să placă la 100 de oameni, când e vorba de mine personal și de un serviciu care privește corpul meu, sunt foarte pretențioasă. Iar Coco este singur și de-aia am și rămas clientă fidelă, deci să mă duc eu la un coafor, la o persoană care coafează, a câta oară am venit Coco la tine? Cred că a patra oară, nu? Cred că a patra oară. Nu mi s-a mai întâmplat. Adică în istoria... în istoria mea cu stiliștii, ba da, am avut la un moment dat o stilistă, o coafeză, o fată excepțională, dar eram foarte tânără pe vremea aia, aveam vreo 20, undeva până în 25 de ani. Așa, era la un job, lucram într-un job la o firmă unde trebuia să am o ținută cam office. Și trebuia să, adică îmbrăcată la costum și țineam eu atunci să am și părul mai aranjat așa, mai într-un anume fel, adică deținută de office, de om care merge la costum. Și atunci apelam la ea și mergeam la, uite că nu mai aduc, mi-e parcă Carmen o chema, Doamne, cât anul trecut, așa, nici nu știu, nu am mai văzut-o, deci am mers atunci vreo 2 ani la ea, am fost clientă fidelă și apoi ea a plecat la un moment dat. Și m-am mutat și eu din zona aia, m-am mai dus, știu că m-am mai dus la un moment dat peste 2 ani acolo și am întrebat de ea și mi-au zis oamenii mei, a plecat de aici, nu așa. Și cum pe vremea aia nu era cu Facebook, nu era cu WhatsApp, nu era cu de-astea, am avut numărul ei de telefon scris pe o hârtiuță pe care o țineam în portofel, hârtiuța aia s-a dus și aia a fost. Vezi, de-aia e bun Facebook-ul și asta că mai... și atât ai țin minte numele, Carmen. Deci nu, mai mult de atât nu. E, acum îl am pe Coco, pe Costel, Costel Vâlcu, care este și, cum se cheamă, este trainer, urmează să fie și profesor pe, la un liceu unde tinerii vor învăța să aranjeze părul și așa mai departe. Adică Coco are planuri mari și Coco, ce-mi place la el este că este un om al pașilor mici, deși Coco este foarte tânăr. Coco, ai 25 de ani? Parcă ai. Așa. Este un om al pașilor mici și făcuți foarte temeinic. Cred că asta l-a ajutat din punctul meu de vedere să crească bine ca și profesionist. Își are studioul lui acasă și asta îmi place foarte mult, când te duci, eu când mă duc nu mai e nimeni acolo decât el, la, ok, poate să mai fie, dar nu, pisicile, dar nu că și pisicile sunt alături, nu mai e absolut nimeni,
ești doar tu cu el și îți dedică tot timpul ție. Te simți practic, bine, noi deja ne-am împrietenit, lui l-am dat, adică Rafaelo, motanul meu, pe care știți, este la părinții lui. Te simți efectiv ca și cum te duci la o prietenă acasă și te coafează. Doar că acea prietenă este extraordinar de pregătită și, na, și la sfârșit, firește, trebuie să plătești, că este absolut normal. Ei, acum să vă spun istoria la această șuviță portocalie. Când am plecat de acasă, băiețelul meu mi-a zis să îmi fac o șuviță portocalie. Când am ajuns la cucu, i-am zis, ok, trebuie să-mi faci șuvița portocalie. N-am știut să-i spun ce portocaliu, în ce fel, nu știu cum, mi-a zis că vreau o șuviță portocalie. Ideea este că nu mi-ar fi trecut într-un miliard și 800 de milioane de ani, că mie numai că o să-mi placă, dar o să tot stau să mă uit, vai cât de frumos îmi stă cu această șuviță portocalie, care de fapt e un roșcat, un arămiu, care este ideea. Mie întotdeauna mi-a fost frică de roșcat să nu mă facă să arăt vulgar, să nu mă facă să arăt așa cheap, înțelegeți voi, că chestia aia neplăcută, să nu-ți placă ție de tine când, când te uiți în ochi, dar mie vreau să zic acum de când mi-am făcut portocaliu ăsta și numai că portocaliu ăsta, cum se așează portocaliul peste șuvițele astea de culoarea cealaltă, asta îmi place. Îmi place foarte mult. Ce o să facem acum? Pentru că asta i-am promis și lui Coco. De fapt, mi-a părut atât de rău că nu m-am dus machiată sau măcar cu produse de make-up la mine să mă aranjez acolo. Nici acum nu mai am timp. Deși Coco, da, am promis că fac un make-up. Dar oricum mai rămân cu coafiura asta și mâine să vedem, poate fac mâine să vedem. Cum, că acum chiar nu mai am timp. Când mergi la coafor, întotdeauna se dau un pic lucrurile peste cap. Deși, apropo, Coco este printre foarte puțini stiliști care chiar respectă ora, adică când te așezi pe scaun, te întreabă la ce oră trebuie să fii gata. Și știe să se încadreze în chestia asta și este și disciplinat și spune, hai, acum trebuie să facem asta, că am întrebat că ai spus că la unul trebuie să pleci acasă. Da, deci el este disciplinat, cea neindisciplinat am fost eu, pentru că de când am venit acasă, mă tot, adică și când mâncam, mă uitam un pic în telefon. Am ajuns acasă, am mâncat și acum trebuie să mă apuc de muncă, dar am zis că stau un pic să vă arăt finalul și să vă povestesc așa toată chestia și să mă dau și cu un ruj. Hai să mă dau cu un ruj. O să vă dau cu creionul ăsta de contur de la Elizabeth Arden. Nu sunt bine hidratată. Știam eu cu ceva neregulă, pentru că m-am spălat pe dinți. Simțeam că something is wrong. Ia să vedem ce găsim prima dată, ce ne pică la mână. Haha, ăsta era. Este balsamul de buze Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, Dumnezeu să-l ierte. Așa. Și o să iau un pic cu degetul mic de aici. Plic pe buze. Vine să spun acum ceva despre Karl Lagerfeld, dar nu spun, pentru că dacă spun, mai durează o oră clipul. Dar tot o să spun. Karl Lagerfeld, a avut un anume cinism. Pe care cinismul ăsta ți-l permis la un anumit nivel. Și eu cred că undeva, până la un punct, el și l-a permis. La un moment dat a devenit diabolic cu niște afirmații și cu niște presiuni pe care le-a pus asupra, am înțeles, modelilor cu care lucra. Dar hai să nu uităm că toți suntem vinovați de cinismul acesta. Uitați-vă un pic la noi, cum ne criticăm noi pe noi, da? Uite-vă, uite doar exemplul meu. Mi-era teamă să mă fac roșcată, un pic roșcată, pentru că voi arăta vulgară. De ce părere puteam să am eu despre mine? Cred că Karl Lagerfeld a fost așa un fel de apogeu, adică a arătat la ce poate să ducă cinism excesiv față de sine și apoi față de ceilalți. Adică este inuman să obligi niște manechine să se înfometeze. Dar pe de altă parte, ia gândiți-vă puțin, cum ar fi fost să iasă pe catwalk la Chanel, da, să iasă o persoană puțin mai așa, da?
nu ar fi comentat toată lumea ce caută între ghilimele, de fapt nu între ghilimele, ce caută grasa aia pe podium, ce caută urâta aia sau cum i-ați mai fi spus. Din păcate el a fost gen ok, vreți să vă alimentez cu răutate pentru că asta vreți, eu vă dau. Și el a făcut din asta într-adevăr, nu, n-a făcut per total bine, a făcut într-adevăr multă artă pe domeniul lui, dar nu uitați că și practic muza lui, oarecum și Coco Chanel, da? Gabriel Chanel, și ea din păcate a fost capabilă de multe acte de cinism față de prieteni de-a ei pe care a turnat naziștilor, faptul că a putut să fie amantă de naziști într-o vreme în care, într-adevăr, acum stai să te gândești și la ea, a avut un instinct de supraviețuire. Ce a zis? Pot să fiu contra sau cu ei? Pentru că cu naziștii cam așa era. Și atunci a ales să supraviețuiască, ceea ce nu a făcut ok, n-a făcut ok că nu și-a sprijinit prietenii. Nu și-a sprijinit oamenii apropiați care erau în situații de viață și de moarte. Dar cred că este interesant să ne punem și noi semnul întrebării la chestia asta. Oare noi cum am fi reacționat? Și am stat și m-am gândit la mine. Cum aș reacționa eu, Doamne ferește, se întâmple, vedeți ce vremuri sunt acum, ce vremuri trăim, că nu se știe ce se poate întâmpla. Cazul Australia, alte cazuri. Ce faci? Pentru că, bine, nu cred că neapărat la Gabriel Chanel s-ar fi pus problema că ar fi omorât-o cineva sau... Nu, la ea era un ergoliu nemăsurat, dar luând-o așa, în, exagerând un pic lucrurile, stai să te gândești în momente de astea foarte nasoale, ce faci? Ești capabil, adică, să fii atât de cinic încât să-ți vinzi apropiați, să calci pe cadavre, cum ar veni? E o întrebare la care cred că ar trebui să începem să ne răspundem. Asta și din perspectiva faptului că în lume se întâmplă tot felul de lucruri care, să știți, că nu sunt întâmplătoare. Adică toate atrocitățile și toate, nu mai spun de poluarea asta, toate lucrurile astea nu se întâmplă pentru că este doar un nene rău și alt nene rău care se ceartă între ei și nu știu ce. Nu. Haideți să ne gândim că și noi, fiecare, uite și eu, prin faptul că mă duc și mă vopsesc pe păr, da? Vopsesc, mă dau cu ruj, așa, toate astea sunt lucruri care fac o poluare în plus. Ce, din punctul meu de vedere, ce este nasol este că m-am trezit târziu. Eu am fost educată ca și femeie, ca și copil în primul rând, am fost educată să mă spăl, să fiu cochetă. Apoi ca femeie, femeile din familia mea așa mi-au spus tot timpul, trebuie să ai părul în regulă, adică așa am fost rănită. Acum, de fapt, de câțiva ani este acest switch puternic că nu, aceste lucruri nu mai sunt în regulă, dar abia le simțim. E păcat că unii le simt mai nasol decât alții. Și o chestie, adică eu acum ce să spun, mă simt foarte bine, uitați, am venit de la Coco, îmi stă părul foarte bine, arată, dă bine și pe cameră, sau cel puțin așa sper, eu zic că dă bine și pe cameră, m-am dat cu ruj ca să armonizez culoarea, rest nu sunt machiată, dar eu trebuie să, oarecum, să încep să diminuez lucrurile astea și este foarte greu, pentru că, știți, 40 de ani așa am trăit. Trebuie să fii frumoasă, trebuie să arăți bine, ești femeie, nu știu ce. Acum, dintr-o dată, lucrurile, vezi că nu mai sunt chiar așa. Acum, ok, nu o să mă duc nici în panta cealaltă de mâine să mănânc numai verdețuri din jurul blocului și să mă spăl cu apă și cu bicarbonat, să spunem. Asta este că trebuie să elimin treptat. Eu nu sunt de acord nici cu o frustrare de aia ciudată. Adică ce să fac acum? Să-mi iau toate cosmeticele și ce să fac cu ele? Dar din momentul ăsta învăț să fac ceva și uite și faptul că mă duc la Coco. Nu mai îmi cumpăr eu vopsele aiurea pentru că înainte, îmi cumpăram vopsele ca să mă vopsesc eu singură acasă, să fiu safe, să nu știu ce. Acum știu, sunt mult mai organizată, nu mai fac, adică nu mai fac atâtea experimente să văd ce o ieși. Acum mă duc la sigur, se consumă doar vopsea câtă trebuie și atât. Nu mai fac, iau și de aia, hai să văd și aia. Acum mă duc undeva unde mi se întâmplă toate lucrurile astea. Nu mai cumpăr produse de machiaj, asta chiar este un capitol complet închis. Am zis doar să apară ceva de la Guerlain, deci să apară un nou parfum Lumiere.
să apară un nou meteorit, o altă pudră meteorit perl, nu o altă variantă, nu știu ce, adică un produs cu această greutate. Doar dacă vor mai apărea asemenea produse, în rest eu machiaj, nu mai am nevoie. A, o să-mi cumpăr make-up efectiv când o să mi se termine de tot, adică nu o să mai am nimic, nu o să mai am niciun rimel, nu o să mai am niciun creion, așa. Oricum, consumul de machiaj la mine s-a diminuat. Deci cred că în ultimii 3-4 ani s-a diminuat dramatic. Dramatic s-a diminuat față de acum, să zicem, cum mă machiam, să zicem, pe la 27-28 de ani, când era rimel în fiecare zi, ruj în fiecare zi, pudră, ceva. Adică erau mai multe care erau zilnic. Acum nu, acum trec zile întregi în care pune în spate un balsam de buze și atât. Una peste alta. Îmi place foarte mult, îmi place foarte mult culoarea, îmi place mult cum mi se aranjează. I-am ascultat copilul, se pare că copilul meu a avut o inspirație bună, mami făță o șuviță portocalie. Coco a înțeles foarte bine cum trebuie să punem culoarea asta și pe mine m-a făcut să ies din paradigma aia că nu poți să te duci la un coafor sau trebuie neapărat să te duci la un coafor extrem de bun și extrem de vestit și de nu știu ce. Mă duceam foarte mult pe zona asta de trâmbițat, că asta aflam. Am avut norocul să dau peste cineva care să mă și care să și mi-arate concret și la obiect cum se întâmplă lucrurile. Iar eu după ce l-am văzut pe Coco cum lucrează, deși am văzut mulți stiliști mari cum lucrează. Am fost la evenimente, am fost la... Așa, dar am văzut cum lucrează Coco și am văzut ce se întâmplă cu pielea capului meu, am văzut ce se întâmplă cu părul meu și așa mai departe. Când bat eu joc de el, bat joc de el între mine, nu bat joc de el, asta am explicat. Mergând la sală, făcând acasă și menaj și toate astea, v-am zis, când fac menaj, când gătesc, inclusiv când lucrez toată, îmi prind părul. Faptul acesta că tot îmi prind părul sau cum mă spăl foarte des, când mi se întâmplă, de exemplu, mă duc la antrenament, transpir, mă mai spăl odată. Chiar dacă nu trebuia să mă spăl atunci, mă mai spăl pentru că nu suport, simt că mă mănâncă așa, iar chestia asta, într-adevăr, nu face bine, nu face bine mai ales acestei părți, să zic, a firului de păr. Deci, eu mi-am găsit stilistul, ca să spun așa. Și mi-am găsit oarecum legat, uite, partea asta de consum de cosmetice, care aici vreau să ajung, mi-am găsit și calea de a renunța la multe lucruri, chiar dacă îmi plăceau până la un anumit moment, erau niște obiceiuri, adică eram obișnuită ca întotdeauna de Crăciun, măcar să-mi iau un ruj nou, de Paște, să-mi iau, adică aveam chestiile astea, chiar dacă sunt blogger și chiar dacă eu, cum spun o parte dintre voi, că vai, primești produse, păi nu prea primesc exact ceea ce îmi place. Primesc, sunt foarte drăguțe, sunt recunoscătoare pentru asta, este pentru munca mea, știu lucrul ăsta, am blogul din 2012 și scriu constant și fac conținut și merit să primesc și să fiu în atenția multor branduri, dar fix lucrurile alea pe care mi le doresc eu cu adevărat, tot trebuie să mi le cumpăr. Sunt puține, prea mai departe. Acum, la make-up am renunțat. Și, nu știu, cred că e o chestie bună pe care o fac. Aștept acum să-mi spuneți voi cum mi se pare culoarea asta și să mă mai urmăriți pe Instagram, că vă dați seama. Acum urmează perioada cu stories, când eu așa o să am, eu ca un copil de la mic, mamă, ce frumos îmi stă părul. Și mulțumesc, Coco. Și urmăriți-l pe Coco, da? Urmăriți-l pe Coco pe Instagram. Vă las tot aici în descriere, cum găsiți Coco Hair Stylist, ceva de genul ăsta are profilul pe Instagram.